Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu dorește schimbare de la fiecare ființă umană. Schimbarea principală pe care o așteaptă Dumnezeu este aceea care este în beneficiul nostru și anume salvarea, mântuirea noastră. Am vorbit despre lucrul acesta în episodul anterior, când ne-am uitat la istorioara legată de momentul convertirii, întoarcerii temnicerului din Filip la Domnul. Când omul acela, în momentul în care intervenția lui Dumnezeu a determinat transformarea minții lui, gândirii lui în închisoarea în care era Marele Apostol Pavel împreună cu colegul și partenerul său de călătorie de misiune, Sila. În momentul în care Dumnezeu a intervenit cu tremurul, eliberarea lanțurilor, legăturilor acestor oameni întemnițați, când a văzut ce s-a întâmplat și când a văzut intervenția Apostolului Pavel și a lui Sila pentru binele lui să nu-și facă niciun rău, omul acesta a recunoscut nevoia sa de salvare. Și el a spus, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu salvat? Iar răspunsul a fost, crede în Domnul Isus și vei fi salvat, vei fi mântuit tu și casa ta. Da, Dumnezeu dorește schimbarea fiecarei ființe umane în folosul nostru. Prima schimbare pe care o așteaptă Dumnezeu și o vedem necesară este aceea legată de salvare. În continuare, aș vrea, cum spuneam în episodul anterior, să mergem mai departe la elemente ale schimbării. Pe lângă salvare, sunt celelalte elemente ale schimbării de care am spus că aș vrea să mă ocup în întâlnirea de astăzi, în episodul nostru. Celelalte elemente pe care le voi menționa și vreau să spun câte ceva despre fiecare dintre ele sunt simpatie, supunere, slujire satisfacție. Patru încă, patru elemente. Alte patru elemente pe care să le vedem. Simpatie. Dincolo de salvare, observăm că Dumnezeu a folosit simpatia, faptul că oamenii aceștia, Pavel și Sila, au avut simpatie față de omul ce s-a purtat foarte urât cu ei, temnicerul. A avut simpatie față de el, a avut inimă și a simțit cu Pavel și Sila, au simțit cu omul acesta. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care s-a făcut cu tremurul de pământ, zice Biblia că îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia dintre cei care erau închiși. Acum, temnicerul s-a deșteptat și când a văzut că ușile temnicei sunt deschise, a scos sabia și era gata să se omoare. Pentru că el, convins era atunci că cei care au fost întemnițați au fugit, sunt uh, eliberați, au uh, evadat. În felul acesta, dați seama, pentru un ostaș roman, aceasta era pedeapsa cu moartea. Era un lucru foarte crunt pentru el să moară în felul acesta sub o pediapsă. De aceea este gata să se sinucidă. Ori, Apostolul Pavel și Cusila, sunt mișcați și uh, nu permit un asemenea lucru, nu sunt gata să accepte un asemenea lucru, chiar de la un om care s-a portat așa de dur cu ei. Uh, I-a pus în temnița cea mai groaznică, le-a pus picioarele în butuci și le-a strâns bine cu durerile extraordinare pe care desigur trebuie să le fie experimentat datorită acestor lucruri Pavel și Sila după ce fusese anterior bătuți cu nuiele. Ei bine, Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Aici este lucrul acesta care aș vrea să-l subliniez, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că noi trebuie să simțim unii cu alții. În lumea noastră sunt foarte multe dureri, foarte multe necazuri. Oamenii de lângă noi trec și experimentează suferință. S-ar putea ca expresia feței să nu arate lucrul acesta, dar în lume este multă suferință. Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să simpatizăm cu cei care sunt în suferință. Domnul Isus a fost de felul acesta. El este un exemplu. El a avut milă, el s-a îndurat de fiecare. Ne-a arătat, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu că prin îndurarea lui, când s-a arătat și s-a descoperit îndurarea lui, el și-a dat chiar viața pentru noi. A fost gata, așa de mult a simpatizat cu durerea noastră, cu nevoile noastre, încât a murit în locul tău, în locul meu. A făcut lucrul acesta Fiul lui Dumnezeu. Ei bine, avem în Scriptură, la un moment dat, pe un om care arată Biblia că este căutător după viața veșnică. El vine la Domnul Isus și îl întreabă ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică. Adică vreau să fiu salvat, vreau să fiu mântuit. Dar ce anume trebuie să fac pentru ca să fiu mântuit? Iar Domnul îi spune despre porunci și sublinează despre poruncile acestea. După ce îl întreabă la un moment dat, tu cum știi? Ce știi? Și omul recunoaște că ceea ce trebuie să facă ar fi să-L iubească pe Dumnezeu, cu toată inima, cu toată puterea sa, cu ființa sa întreagă. Dar și pe aproapele său ca pe sine însuși. Și Domnul îl laudă în Luca, în capitolul 10, la versetul 28, zice, ai răspuns bine, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el este puțin încurcat și vrea să știe față de cine să arăt iubirea ca și față de mine, dacă aproapele meu trebuie să primească iubirea mea. Cine este aproapele meu? Și atunci Domnul Iisus îi spune pilda aceea e, celebră a samariteanului. Și spune că un om care era într-o călătorie a căzut între tâlhari, mergea spre Ierusalim, dar a căzut între tâlhari și uh, l-au lăsat aproape mort. După ce l-au bătut, l-au jefuit, uh, l-au lăsat uh, bătut aproape mort. Uh, nu mai putea să se ajute singur. Avea nevoie ca cineva să simpatizeze cu el în situația aceea. A trecut un preot, însă când l-a văzut a mers mai departe. A trecut un levit, care la fel a făcut, l-a văzut că este aproape mort, dar s-a dus mai departe și nu a băgat în seamă nevoia pe care omul acela o avea. Nu a simpatizat niciunul din cei doi. Domnul Iisus folosește chiar acești doi oameni pentru că ei sunt un simbol a celor care ar trebui să fie cei mai gata, cei mai pregătiți, cei mai deschiși ca să aibă și să arate simpatie față de nevoile oamenilor. Ori acești oameni nu au făcut lucrul acesta. Și spune Mântuitorul că s-a apropiat de, de omul acesta un samaritean care era în călătorie. A venit la el în locul unde era. Când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. A simpatizat cu cel care era căzut între tâlhari. Nu și-a pus problema cu tot felul de întrebări. Ce l-a determinat să ajungă aici? Poate că a fost neatent. Nu trebuia să vină în drumul acesta. Poate că el a început disputa cu cei care l-au lăsat în situația aceasta. Nu s-a gândit la astfel de lucruri. A văzut nevoia omului și s-a apropiat de el. I-a legat rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui. A călătorit el, s-a sacrificat pe el. A călătorit pe jos și pe dobitocul lui, pe animalul lui, l-a așezat pe omul care era uh, în situația de mare nevoie să fie ajutat. Și l-a dus la un hal, A îngrijit de el. Apoi, a doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, doi dinari. I-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el. Orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acestea trei, spune Domnul Isus, omului care îi pusese întrebarea la început, care ți se pare că a dat dovadă de cel, că este aproapele celui căzut între tilhari? Omul a răspuns, cel care și-a făcut milă cu el, cel care a simpatizat cu omul care era în nevoie. Și atunci Domnul Isus Hristos i-a spus omului acestuia, învățătorului legii, că era un învățător al legii, du-te și fă și tu la fel. Adică arată și tu simpatie față de cel care este în nevoie. Dar, dragii mei, vedeți, Apostolul Pavel împreună cu Sila sunt oameni care arată simpatie față de temnicerul care s-a comportat foarte dur cu ei. Mântuitorul spunea, bună oară, despre faptul că învățătura pe care el o aduce, mesajul Evangheliei, Trebuie să fie un mesaj care ne transformă și care ne determină să simțim cu cei în nevoi. Isus a spus: Plângeți cu cei ce plâng. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. A spus la un moment dat chiar ceva extraordinar: Iubiți chiar și pe vrăjmașii voștri. Dar cum se poate așa ceva? Doar printr-o transformare, o naștere din nou, când ne îndumnezeim, când luăm uh, schimbarea, acceptăm schimbarea salvării, prin faptul că l-am acceptat pe Isus ca Domn și Mântuitor, îl ia, ia chip în noi, Fiul lui Dumnezeu, și El se materializează în viața noastră, prin ceea ce de fapt El este, pentru că El, el i-a iubit pe, pe vrăjmașii Săi. Și când era pe cruce, crucificat, răstignit, acolo în durerile cele mai cumplite, aproape de moarte, de moartea fizică, Mântuitorul și-a îndreptat rugăciunea către Tatăl Ceresc și a spus, Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Isus a făcut această rugăciune de cerere de iertare pentru cei care s-au comportat cel mai rău cu El. Poți să înțelegi și să aplici această vieții tale? Poți să ai simpatie și să simți cu cel care este într-o durere, într-o nevoie? Da, poate că a greșit, poate că nu a făcut ceea ce trebuia să facă, poate că s-a comportat cu vrăjmășie față de tine. Dar, dragul meu, draga mea, pierzarea pentru un om care este pierdut și care se comportă rău și va continua să se comporte rău, este ceva autentic, ceva clar. Și pierzarea asta este ceva care va fi pentru eternitate. Ori nu trebuie să vreau răul, nici măcar a vrăjmașului meu, până și pentru vrăjmașii mei aș vrea să vină la pocăință, să fie schimbați, Dumnezeu să se îndure de ei și nu mă pot bucura de răul care li se întâmplă lor. Deci iată ceea ce așteaptă Dumnezeu în schimbarea noastră, în elementele acestea, este salvare, apoi este simpatie. În al treilea rând, spuneam despre al treilea lucru, supunere. Vedeți, putem să spunem că îl acceptăm pe Domnul Isus în viața noastră, credem în Domnul Isus, dar trebuie să acceptăm să ne supunem voiei lui Dumnezeu. Trebuie să ascultăm de tot ceea ce ne solicită, tot ceea ce ne cere Dumnezeu. Aici, în Cartea Faptelor Apostolilor, la istoria pe care noi o avem cu temnicerul, Biblia ne arată că omul acesta, temnicerul, S-a supus când a auzit vestea bună a Evangheliei transmisă de Pavel și Sila, s-a supus voiei lui Dumnezeu. A fost dispus să asculte. Cuvântul lui Dumnezeu zice că în versetul 32 din Faptele Apostolilor, capitolul 16. Pavel și Sila i-au spus: Uite, crede în Domnul și vei fi mântuit cu tu și casa ta. Și apoi versetul 32. I-au vestit Cuvântul Domnului. Atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat și i-a dus acasă la el. Probabil că era chiar acolo, în incinta închisorii casa, probabil, nu se știe, dar sigur nu era foarte departe. I-a dus acasă la el. Și oamenii aceștia au transmis cuvântul lui Dumnezeu. Au vorbit despre Domnul Isus Hristos, despre ce așteaptă Dumnezeu de la noi, despre faptul că cei care cred trebuie să se boteze și cu siguranță, Zice că, după aceste lucruri, temnicerul, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. Iată ce a făcut. A fost dispus să se supună. A fost botezat îndată. Asta înseamnă, acest lucru este evident, înseamnă aceasta că ei au spus, uite, dacă trebuie să-mi mărturisesc credința în apa botezului. Eu sunt dispus să fac aceasta. Când mă puteți boteza? Și Biblia arată că în dat a fost botezat el și toată casa lui. Supunerea este ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Dumnezeu nu se bucură dacă noi nu suntem recunoscători față de el, exprimându-ne credința prin tot ceea ce trebuie să arătăm. Vedeți, botezul este porunca lui Dumnezeu. Botezul nu ne spală pe noi de întinăciunile noastre trupești, de păcatele noastre. Ceea ce ne curăță pe fiecare dintre noi și ne aduce iertarea este autoritatea sângelui și puterea care vine din sângele Domnului Isus Hristos. Fără vărsare de sânge, Biblia ne arată că nu există iertare de păcat. Deci sângele este cel care, prin credința pe care noi avem că a curs sângele lui Isus în locul nostru și a dat viața în locul nostru prin puterea pe care o are a vieții, sângele care a curs al Domnului Isus Hristos ne aduce nouă iertarea, ne aduce nouă e, eliberarea. Pentru că pedeapsa pentru păcat este moartea și trebuie luată viața pentru, pentru ca să poată să fie iertare. Dar noi dacă am fi murit, atunci nu mai avem nicio șansă. Pentru că eram păcătoși și trebuie să mergem în pierzarea eternă. Însă Isus Hristos nu trebuia să moară pentru că El este singura ființă umană, om și Dumnezeu, care nu a săvârșit păcat. Și pentru că nu a săvârșit păcat, nu trebuia să moară. Tocmai de aceea are forță sângele lui Isus, viața dăruită în locul nostru, pentru ca noi să fim răscumpărați. Și atunci când noi facem și încheiem legământul e, nou testamentar cu Domnul prin botezul în apă, când facem lucrul acesta, noi arătăm că ascultăm de porunca lui Dumnezeu. Da, botezul este poruncit de Dumnezeu și dacă îl accepti pe Domnul Isus Hristos în viața ta ca Domn și Mântuitor, atunci trebuie să fii dispus Trebuie să fii dispusă să urmezi ceea ce este porunca lui Dumnezeu. Și trebuie să închei legământul cu Domnul prin botezul în apă. Botezul în apă care a fost poruncit de către Domnul Isus Hristos. Ne spune Biblia în Marcu, în Marcu, în capitolul 16. Predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, acela va fi mântuit. Sau în Matei, în capitolul 28. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne spune cum trebuie făcuți ucenicii. Duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Cum să-i facem? Botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, adică să fie ascultători, să fie supuși de voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Elementul acesta al schimbării se numește supunerea și trebuie să caracterizeze viața ta. Dacă ai acceptat salvarea, atunci trebuie să fii și o persoană care ai simpatie față de cei în nevoi, simți cu cei care sunt în durere, în nevoi. Apoi, ești o persoană care are supunere față de voia lui Dumnezeu, te supui în tot ceea ce este voia lui Dumnezeu. Al patrulea element al schimbării pe care îl vedem aici este slujirea. Vedeți, cuvântul Domnului ne arată așa de frumos că temnicerul, tocmai el care cu câteva ore înainte, i-a așezat în temnița dinăuntru, în cea mai îngrozitoare temniță din închisoarea pe care o supraveghea, pe acești doi oameni ai lui Dumnezeu, Pavel și Sila, și le-a pus picioarele în buturi și a strâns puternic ca să, să rămână acolo ca într-o menghină picioarele. Vă dați seama, se umflă picioarele în momentul în care stau acolo strânse și nu miști. Picioarele se umflă. Durerea trebuie să fie foarte mare. Rănile au fost mari. Rănile lor, după ce au fost bătuți cu nuiele, temnicerul nu a avut simpatie față de acești oameni. Să fi spus, măi, oamenii ăștia au fost bătuți cu nuiele. Nu sunt niște infractori hai măcar să fiu cu îndurare față de ei. N-a spus așa ceva. Dar de data aceasta, după ce vine schimbarea lui, transformarea lui, în urma auzirii mesajului cuvântului lui Dumnezeu și în urma la tot ceea ce s-a întâmplat acolo, spune Biblia că el a fost gata să slujească. Uitați-vă, versetul 33 încă o dată. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela de, la, de noapte. Le-a spălat rănile. Și a fost botezat, în dată el și cei din casa lui. Le-a spălat rănile. Asta înseamnă că le-a spălat rănile de la spate, unde au fost bătuți cu muiele, pe brațe, le-a spălat rănile de la picioare, unde, de fapt, el era cel care a făcut rănile acelea. Le-a spălat rănile. Să fii gata să slujești. Domnul Isus Hristos este modelul nostru și în această privință. Atunci când ucenicii. Mântuitorului au aflat că el urma să plece. Nu erau ei foarte clari în ce înseamnă plecarea Domnului Isus Hristos, dar se gândeau mai dacă Isus pleacă, atunci trebuie să știm cine dintre noi este mai mare. Și au fost astfel de dorințe exprimate. Care dintre noi este mai mare? Sau cei doi frați, Ioan și Iacov, au dorit ca să fie unul la dreapta și altul la stânga. Ei să fie mai mari decât ceilalți când uh, ucenicii au venit cu astfel de lucruri, Mântuitorul le-a spus despre faptul că ei uh, nu trebuie să fie cu gânduri de felul acesta, ci trebuie să aibă foarte mare grijă. Uh, știți că cei priviți drept cărmuitori ai neamurilor, domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Marcu 10 cu 43, între voi să nu fie așa. Ar, Oricare ar vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi dintre voi să fie robul tuturor. Și ascultați versetul 45, fabulos versetul acesta, căci fiul omului, se referă Iisus la el, n-a venit să i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Domnul Iisus Hristos, în primul rând, nu a venit să fie slujit. El a venit să slujească. Și trebuie să fie modelul pentru noi. Pavel și Sila au slujit. Au slujit nevoilor temnicerului, au slujit nevoilor oamenilor care erau acolo, în închisoare, prin mărturia pe care o au avut-o, au slujit, au fost gata să slujească, chiar dacă sacrificiul era foarte mare, durerile erau foarte mari. Fiecare dintre noi trebuie să ne gândim la lucrul acesta. Schimbările vin atât de evident când primim salvarea, mântuirea, când ajungem să simțim unii cu alții, atunci suntem gata nu doar să ne supunem, ci să și slujim nevoilor celorlalți. Vreau să închei cu al cincilea element al schimbării pe care îl avem evident aici în istoria cu mântuirea, cu salvarea temnicerului din Filip. Și acesta este satisfacția. Uitați-vă la versetul 14 cum se încheie această istorioare. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Satisfacție. Schimbarea care începe cu salvare, mântuire, aduce și bucuria imensă în viața celui care a primit această salvare. O satisfacție deosebită, o împlinire fabuloasă, extraordinară. Bucuria și împlinirea sunt evidente în viața celui care experimentează salvarea. Temicerul s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Avem în Faptele Apostolilor la capitolul 2, versetul 46, după prima predică pe care o rostește Apostolul Pavel în urma coborârii Duhului Sfânt. Avem acolo relatat de către doctorul Luca în cartea pe care o scrie. Toți erau nelipsiți, ucenicii care s-au întors la Domnul și cei pe care i-au botezat aproape 3.000 de suflete în ziua aceea de Rusalii, de, de Pentecostă ziua de revărsare a Duhului Sfânt, de Mare Sărbătoare a 50.000. Toți care s-au convertit, zice, erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi, frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă și lăudau pe Dumnezeu. Expresia bucuriei este așa de evidentă în viața celor care s-au convertit, în viața celor care l-au primit pe Domnul Isus Hristos ca domn și mântuitor. La fel vedem în experiența pe care ne o arată Scriptura în capitolul 8 referitor la ministrul de finanțe al Etiopiei îi predică Evanghelia Filip și după ce se botează în călătoria pe care o are înspre Etiopia de la Ierusalim, e o istorioare frumoasă, dar ne spune Biblia că după ce a fost botezat, când au ieșit afară, versetul 39, Duhul Domnului că au ieșit afară din apă pentru că l-a botezat pe famen. Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie. Bucuria este ceea ce experimentăm atunci când uh, experimentăm salvarea, mântuirea, când ne întoarcem la Dumnezeu. Împlinirea este evidentă, bucuria ne însoțește. La fel găsim lucrul acesta și la, uh, la primul uh, dintre neevrei cu casa lui care se întoarce la Domnul uh, în urma mesajului pe care îl transmite. Uh, Apostolul Petru, în faptele apostolilor la capitolul 10, vedem în versetul 48, zice Biblia, a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos și atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Adică ceea ce s-a întâmplat acolo, Petru a predicat Evanghelia și la un moment dat a spus, uite, trebuie să-i botezăm pentru că au primit Duhul Sfânt ca și noi. Și nu putem să oprim apa, să nu fie botezați cei care au avut experiența primirii Duhului Sfânt, așa cum noi am avut-o, spune Petru, și cu ceilalți. Și atunci i-au botezat. Și după ce au fost botezați, spune, i-au rugat, mai rămâneți la noi. Și au mai rămas acolo câteva zile. Experiența extraordinară a bucuriei, chiar aici, în capitolul 16, de asemenea, când a început lucrarea de la Filip, înainte să ajungă în închisoare Apostolul Pavel și cu Sila, Biblia ne arată că ei au predicat Evanghelia unor femei lângă un râu unde au considerat că ar putea să fie o. o locație unde să se adune cineva pentru rugăciune. Poate că sunt anumiți oameni care sunt la rugăciune. Și atunci, după ce au, au predicat Evanghelia, Domnul a deschis inima unei femei numită Lidia. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați, rămâneți în casa mea. Bucuria ei, extraordinară, împlinirea, dragii mei, elementul acesta este nelipsit din viața celui care experimentează schimbarea începând cu salvarea cu mântuirea. La fel a fost bucuria deosebită a lui Zacheu. Zacheu care ne spune Biblia în Luca în capitolul 19, versetul 6, zice că l-a primit pe Domnul Isus Hristos cu bucurie în casa lui și după aceea a mărturisit, jumătate din avere-o dau la săraci. Dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau de patru ori mai mult. Și Domnul Isus Hristos Relatează acolo și spune un lucru extraordinar. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Satisfacția, bucuria extraordinară. Elemente care sunt evidente în schimbarea care începe cu salvarea. Dumnezeu vrea salvare. Dumnezeu vrea schimbarea noastră și schimbarea începe cu salvare. Apoi simpatie, supunere, slujire și satisfacție. Vă doresc aceste schimbări, aceste elemente începând de la minunata mântuire pe care Domnul vrea să ne ofere fiecăruia, vă doresc în numele Domnului Isus, spre gloria lui Dumnezeu, a Lui să fie slava și onoarea în vecii vecilor.